Salut și bine ați venit la podcastul Timology Institute, susținut de OTP Bank. Scopul nostru principal e diseminarea conceptelor validate științific și a bunelor practici din domeniul construirii și conducerii echipelor performante. Credem că e mare nevoie în România de profesionalizarea subiectului și sperăm să putem ajuta cu aceste conversații izvorâte atât din experiența noastră directă de lucru în echipă, cât și din cea de lucru cu echipele clienților noștri. Bună ziua și bine v-am regăsit la podcastul nostru A Podcast for Great Teams. Suntem Raluca Răschip și Cosmin Alexandru, cofondatori Timology Institute. Bună! Ne aflăm în sezonul 3 al podcastului nostru și cu acest episod, unul foarte special așa în denumire și sperăm că și în conținut, închidem condițiile necesare pentru dezvoltarea unei echipe performante. L-am denumit pur și simplu ce înseamnă team coaching, pentru că team coaching-ul în sine este un catalizator al performanței echipei. Cosmin, nu știu cum ești tu cu subiectul ăsta, dar mie îmi vin foarte multe gânduri și ți-aș propune la început să explicăm de ce ne atrage foarte mult subiectul ăsta și ce am lucrat până acum. Ați numărat? Te-ai uitat un pic la câte ore de grup coaching, team coaching ai făcut? Nu, până să vorbim noi, până să pregătim episodul ăsta, nu m-am uitat, dar în timp ce îl pregăteam așa la o socoteală sumară, dat fiind faptul că fac asta din 2016, am trecut de 1000 de ore bine. M-am gândit și, apropo de ce ne-a atras, eu am început subiectul la facultatea de antreprenoriat și evident începând să facem lucrul ăsta înaintea oricui altcuiva, ne mai făcându-l nimeni pe aici, înaintea noastră, principala preocupare a fost să învățăm cum să face. Și am trecut prin niște cursuri, certificări intensive, întâi în Finlanda, în 2017, cu niște trainer finlandezi, am fost și acolo, au venit și ei aici, apoi în Olanda, la Amsterdam, 2021 am făcut certificarea asta în Statele Unite, la 16 Conditions, apoi tot în 2021-2022 am făcut un program de 9 luni cu o companie de team coaching din UK, o certificare. Și acum, în septembrie, o să termin un program de 9 luni de supervizare. M-am școlit intens pentru că subiectul e destul de vast, după părerea mea, și pentru că modalitățile de abordare sunt destul de diverse și cultural și în zona de business și în zona educațională și pentru că mă pasionează și pentru că fac asta cu unii dintre clienții mei și facem asta în fiecare săptămână cu studenții. A fost important să învățăm de la cei pe care i-am găsit ca fiind cei mai buni, eu cel puțin, sau care se potrivesc cu felul meu de a face lucrurile în modul cel mai bun. Da, tu știu că și tu ai avut și parcursuri similare, dar și diferite. Și diferite, așa e. Să știi că am făcut și eu același calcul ca și tine. Mie mi-a dat undeva la peste 600, pentru că eu am început la facultate în 2019, tu în 2016 ai 3 ani în față. Oricum, un număr mare de ore, zic eu, și parcursul similar pe care l-ai amintit e cel legat de acreditarea din Statele Unite pe 16 Conditions, care mi s-a părut extrem de utilă în a, neapărat în a înțelege, în a folosi mai degrabă niște concepte la modul practic. După care eu am experimentat zona de systemic team coaching în UK pe metodologia lui Peter Hawkins, utilă și abordarea respectivă. Apoi am vrut să aprofundez zona de psychological safety și m-am certificat într-o companie acreditată la Fearless Organizations, care e sub Amy Edmondson, pe zona asta, cum să construiești psychological safety în echipe și, desigur, acreditările ICF pe coaching în general, nu neapărat, nu în team coaching, cât coaching individual mai degrabă.
Sunt multe abordări, după cum știm și am citit și am tot căutat și împreună și separat ca să găsim cele mai bune metode de aplicat în cultura românească pe ceea ce e nevoie aici. Dar poate ar merita de menționat la început care e unghiul din care vrem să ne uităm în episodul acesta, pentru că nici de cum nu cred că ne propunem să acoperim exhaustiv subiectul cu abordări și metodologii și așa mai departe. Nu e asta intenția noastră. Intenția noastră e să ajutăm liderii cu mai multă claritate, în primul rând, pe ce înseamnă diverse tipuri de intervenții în echipă, printre care și team coaching, și cum ar putea ei, la modul practic, să aibă astfel de intervenții din ce în ce mai utile în echipele pe care le conduc, tocmai pentru a susține echipa către performanță. Da, noi plecăm cu această convingere sau din această convingere în episod că team coaching is an act of leadership. Adică, da, se poate face și din exterior. Ideal ar fi însă, sau scopul care eu cel puțin lucrez în proiectele în care lucrez, este să transfer această capabilitate cât mai repede și mai bine către liderul echipei. Pentru că el își conduce echipa, cu cât el știe să facă mai bine, înțelege și aplică mai bine instrumente de team coaching, cu atât echipa va performa mai bine, mai ușor, mai repede și așa mai departe. Mai ales că nu e o chestie punctuală pe care o faci acum. Acum facem team coaching o oră. E o chestie care, ca mai toate lucrurile pe lumea asta, oamenii caută foarte repede instrumente, cum să face tool-uri și așa mai departe. Da, noi zicem, mă rog, nu numai noi, că ideea asta de team coaching e despre a folosi instrumente, dar e foarte mult despre un fel de a fi, o filozofie de viață, despre rolul tău în creșterea oamenilor pe care îi conduci sau pentru care îți asumi responsabilitatea. Și atunci e mai mult decât o metodă sau altul, un instrument sau altul. E mai degrabă un fel de a fi care se educă în timp odată ce înțelegi beneficiile și vezi în mod practic beneficiile astfel de abordări. Mm-hmm. Hai să plecăm un pic mai departe, să trecem în revistă pe scurt care sunt principalele tipuri de intervenții uzual folosite pentru dezvoltarea de echipe. Și apoi să punem lupa un pic mai mult pe grup coaching și team coaching, ce ne doare pe noi în subiectul, în discuție. Sunt multe metode de intervenție în echipe. Cred că cel mai întâlnit e cel de team building, nu? E o metodă, cel puțin în România, foarte des folosită. Caracteristicile ei ar fi faptul că pur și simplu scoți oamenii din contextul formal de lucru, îi duci undeva, se simtă bine și să dezvolte relațiile între ei. E pe termen scurt, o zi, două, trei, nu e vreun demers pe termen lung și, într-adevăr, ajută la sudarea relațiilor, oamenii se simt bine împreună, clădesc experiențe comune într-un sens pozitiv. Nu e același lucru ca experiențele negative despre care știm că construiesc multă încredere, dar e necesar și unghiul ăsta să putem să ne conectăm unul altul și în acest fel. Uh-huh. Team training, cred că e destul de de la îndemână de înțeles de către toată lumea. E atunci când echipa are nevoie să dobândească un skill nou, spre exemplu, și angajează un training un trainer să le să-i ajute pe drumul ăsta de a dobândi acel training, iarăși pe termen scurt, nu e un demers pe termen lung. Avem apoi team consultation și team mentoring, adică consultanța și mentoratul acordat unei echipe, în care diferența majoră față de coaching și facilitare este că în aceste două tipuri de intervenții, conținutul stă la expert, la consultant, la mentor, care livrează foarte mult către echipă. Una e pe termen lung, una e pe termen scurt, dar ca și caracteristică generală, acolo stă. Facilitarea de echipă e acel gen de intervenție în care facilitatorul
ajută la conducerea unei conversații sau unui proces prin care... Pune la dispoziție un proces, practic. Da, prin care echipa să obțină ce vrea, fie mai multă claritate pe un subiect, fie la anumite rezultate, iarăși destul de punctual în timp și facilitarea ca intervenție. Și, în fine, ajungem la coaching, care e mult mai mult decât atât, pentru că include... pe lângă tool-uri de facilitare care pot fi, desigur, asignate în această definiție, include în special partea de dinamică de echipă și care e mult mai subtilă și, de obicei, team coaching-ul, ca să aducă rezultatele scontate, e nevoie de un timp îndelungat. Asta ar trebui să... Adică mă refer la mai multe luni. Mai îndelungat. Da, mai îndelungat, să zic, minim 6 luni. Scopul e ca echipa să performeze mai bine și să se întărească, să dobândească, ca echipa să dobândească capacitatea de a învăța și de a progresa către ținta pe care și-a stabilit-o. Acum, legat de diferite tipuri de intervenții, ele operează mai mult sau mai puțin într-unul din aceste două elemente care contribuie substanțial sau covârșitor la performanța unei echipe, și anume raportul între proces și conținut. Între ce are de ce are de făcut și de reușit echipa și cum face lucrurile astea. Asta e o distinție importantă, pentru că abordarea obișnuită, să zicem, uzuală, majoritară de management, e orientată către conținut, către task-oriented. Ceea ce e bine, evident că lucrurile trebuie făcute, numai așa de bine când orientarea asta către sarcină, către conținut, te face orb la procese. Adică nu mai te prinzi că există niște pattern-uri de interacțiune, de comunicare, care ușor, ușor, dacă nu ești atent, încep să saboteze semnificativ conținutul. Și dacă nu intervii la nivelul proceselor, la nivelul felului în care ne raportăm la sarcină, șanse sunt că performanța va fi din ce în ce mai greu de obținut. Lucrurile astea au fost și studiate, îndelung există, cum să zic, sintagma asta în literatură de process gain și process loss. Dale Steiner a studiat în anii 70 lucrul ăsta în America. Există procese care ajută conținutul să devină din ce în ce mai bun și există procese care încurcă conținutul să devină din ce în ce mai bun. Și mai merită menționat și raportul ăsta pe care îl avem cu ce ni se întâmplă. O să mai povestim de chestia asta. Un alt psiholog american, John Dewey, lui îi datorăm această perspectivă, și anume că oamenii nu învață din experiență, ci învață din felul în care reflectează la experiență, iar în ceea ce vorbim noi aici intervine și acest nivel încă și mai complex, că pentru ca o echipă să fie performantă nu e suficient ca fiecare individ, fiecare membru al ei să reflecteze la propriile lui experiențe, ca să învețe din ele, dar echipa are neapărat nevoie să reflecteze împreună la experiențele echipei sau la experiențele unor între membrii, pentru ca să poată învăța împreună, ca să aplice mai bine împreună data viitoare. Ori, astea sunt tot felul de procese, cum spuneai și tu, unele mai subtile, unele mai complexe, pentru care dacă un lider, un manager nu e sau față de care dacă el nu e preocupat, trebuie să aibă foarte mult noroc. Pentru că alminteri lucrurile astea mai devreme sau mai târziu vor produce efecte în calitatea conținutului pe care echipa îl reușește. Mi-aduc aminte acum când te-am auzit cu diferența de a reflecta individual sau împreună, mi-aduc aminte de Ruth Wegman și Richard Hackman, care au publicat tot așa un studiu în care demonstrau faptul că în acele echipe în care indivizii primeau coaching individual, orientat pe, sigur, dezvoltarea personală pentru a interacționa mai bine cu ceilalți, lucrurile astea nu se vedeau la nivel de echipă. Adică chiar dacă indivizii erau în coaching individual pe același subiect, în lipsa
team coachingului, adică genul de, de interacțiune ei cu ei și coachuiți acolo, lucrurile la nivel de echipă nu se mișcau. Da, e un element aici care nu-i deloc ușor de, poate și de înțeles, dar după aia și de aplicat. Eu practic în mod explicit și cu echipele de studenți, dar și cu echipele unor clienți. Ideea asta, mai ales în cultura noastră, și asta e o conotație culturală, că liderul unei echipe, în mod normal, responsabilitatea unui lider de echipă este în primul rând față de echipă, uh-huh, ca entitate, și în al doilea rând față de fiecare membru al ei. Asta e mai ușor de zis decât de făcut, însă dacă nu o faci, practic nu prea conduci o echipă. Acum, dacă nu ai o echipă de condus, asta nu e o problemă. Dacă ai un working group în care fiecare își vede treaba lui, dar cumva formal sunt adunați la un loc, asta nu e o problemă. Dar dacă ai o echipă în adevăratul sens al cuvântului și nu reușești să faci transferul ăsta și înțelegerea și practica, abordarea, instrumentele care să servească în primul rând echipa și după aia fiecare membru al ei, devine complicat. Adică o să genereze dinamici de echipă care pot fi tensionate, conflictuale și să nu te prinzi că de fapt lucrurile vin de aici. Dar e, mi se pare, un continuum bun ăsta de înțeles că există noțiunea de coaching individual, noțiunea de grup coaching și noțiunea de team coaching, că ele nu sunt același lucru și că, eu cel puțin am văzut în practică, poți fi un foarte bun coach one-to-one și să nu-ți iasă deloc la nivel de echipă, fie că nu te potrivești, fie că nu reușești, pentru că să faci un team coaching, un coaching de echipă cu 10 oameni, nu înseamnă un coaching individual ori 10. E altă mâncare de pește și trebuie să-ți placă, să-ți dorești și să înțelegi beneficiile. De asta episodul ăsta mai degrabă se adresează celor care conduc echipe și vor să-și îmbogățească. Sunt convins că mulți dintre ei fac, deja chiar dacă știu sau nu, aplică lucruri de felul ăsta de natura team coachingului, dar poate să o facă mai explicit, mai intenționat și să poată să-și urmărească anumite procese și anumite rezultate. Ăsta e scopul nostru aici. Da. Am văzut prin organizații și m-a bucurat tare mult inițiativa asta în ultimii ani, o aplicare mai mare către trăinuirea managerilor pentru a deveni coach. Sunt demersuri din ce în ce mai multe și mi se pare o idee extraordinar de bună. Cumva ce vorbim noi aici este un pas mai departe dinspre coachingul individual către coachingul de echipă. Skillurile sigur că te ajută, cele dobândite din coachingul individual, dar trebuie să înțelegi mult mai multe lucruri care țin de dinamica de echipă ca să poată să-ți iasă bine, cum spuneai, și coachingul de echipă. Mai ales că e un domeniu nou și pe lume, adică merită să spunem și lucrul ăsta. Noi îl practicăm mai de demult pentru că am avut nevoie să-l practicăm și am accesat resursele care erau disponibile la vremea aia, însă subiectul a fost accelerat de pandemie, masiv, când toate echipele s-au împrăștiat peste tot prin lume. Principiile de team coaching la nivel global, la nivel ICF, cred că au apărut anul trecut, ianuarie, dacă nu mă înșel. Cred. Anul trecut sau anul ăsta, nu mai știu. Anul trecut, în ianuarie. Au început să apară acum programe acreditate ICF, au apărut și în România primii team coach acreditați ICF. Deci lucrurile încep să se miște, dar domeniul nu e așa de răspândit cum e coachingul individual. Acolo lucrurile sunt mai lămurite, mai răspândite. Aici încă, cel puțin în România, suntem la început de drum și mi se pare foarte, foarte valoros pentru managerii care vor să poată să urce repede în barca asta care le pune la dispoziție instrumente, metode de a obține performanță de la oamenii lor în feluri pe care poate nu le foloseau până acum. Hai să dăm și niște definiții. Dacă tot am intrat deja în subiect, că tot spuneai de ICF, am căutat exact definiția ICF-ului pentru coaching individual și am tradus-o în felul următor: ar fi partenerierea cu clientul într-un proces creativ care să stimuleze gândirea și să-i inspire
către îl inspire către maximizarea potențialului personal și profesional. Deci e mult centrat pe proces, după cum spuneam și noi, e despre a stimula felul de a gândi al omului ca să-și deblocheze niște lucruri, să-și împlinească un potențial pe care la momentul respectiv nu-l vede, nu-l simte, nu-l cunoaște. Ne mai zicem getting the client unstuck, nu? E pe scurt. E acel punct de aha în care clientul poate să ajungă și să, prin înțelegerea nouă pe care o dobândește, poate să extindă acea înțelegere și la alte instanțe din viața lui, pentru că sunt niște pattern-uri pe care le preluăm în diferite ocazii și contexte. Da, cred că un coaching bine făcut, aici suntem la individual încă, da? Da. Sau hai să o iau altfel, de cele mai multe ori când suntem în fața necesității unei schimbări, da, ajungem la un loc în care ne-am blocat și trebuie să schimbăm ceva, căutăm ajutor, cum să putem să schimbăm treaba asta, la psiholog, la terapeut, la preot, la fiecare pe unde să simte mai bine să-și găsească ajutorul ăsta, dar dacă nu ești foarte atent sau dacă nu lucrezi foarte precis, șanse sunt că cel mai frecvent oamenii schimbă contextul sau conținutul, dar pe aceleași pattern-uri. Uh-huh. Adică nu schimbă pattern-urile, ci schimbă doar locul, să duc în altă companie sau în altă relație, sau dar nu atacă frontal pattern-urile care i-au adus în blocaj. Evident că odată ce schimbi locul și contextul, ai un pic de oxigen, poți să mai avansezi o perioadă, dar dacă n-ai schimbat adevăratelea pattern-urile, mai devreme sau mai târziu o să te blochezi din nou. Da. Deci un coaching individual bine făcut e unul care reușește să deblocheze schimbarea și la nivelul pattern-urilor, nu doar la nivelul contextului sau al manifestărilor vizibile, ca să zic așa. Acum că am definit ce ar fi coaching-ul, hai să trecem un pic la grup coaching. Și știu că am vorbit în primul sezon despre ce e un grup și ce e o echipă și cred că ar merita să reluăm un pic diferențierea dintre cei doi termeni ca să putem să articulăm bine cum se face coaching-ul în cele două instanțe. Grupul, spuneam noi, spre deosebire de echipă, spuneam noi în sezonul întâi, când vorbeam despre working grupuri versus echipe, că într-un working group, obiectivul mare al grupului este pur și simplu o sumă a obiectivelor individuale ale membrilor grupului. Și atunci, foarte importante sunt obiectivele individuale în acest context. Și interesele. Și, da. Membrilor. Da. Spre deosebire de echipă, unde e diferit, da? Deci echipa are un obiectiv comun și deși sunt și obiective individuale, dar ele sunt subsumate obiectivului mare al echipei. Și există o proporție mare de interdependență. Clar. Adică noi nu putem reuși obiectivul mare decât depinzând unii de alții și lucrând împreună, în timp ce într-un working group noi ni le putem face pe ale noastre, cu care contribuim la obiectivul mare, fără să depinde foarte dacă cel de lângă mine nu și-l face, nu și-l face. Bun, de aia, într-un grup coaching, obiectivele individuale și dezvoltarea individuală a membrilor grupului este la un rang foarte ridicat. Asta, practic, asta, ăștia sunt clienții. Adică într-un efort de grup coaching, clienții sunt membrii grupului. Da. Printr-un fel de coaching care să ajute o interacțiune cât mai reală și cât mai profundă dintre membrii grupului. Asta e felul în care ei învață și se dezvoltă ca fiind parte din acel grup. Da, dar scopul care facem designul acestor interacțiuni este ca fiecare membru să-și ia de acolo cât mai mult, ca să poată să performeze, să contribuie cu bucata lui cât mai bine la performanța grupului. Exact. Eu voiam doar să nu scot din ecuație partea de interacțiune, care e foarte importantă, că doar așa poate fiecare să se dezvolte. Rolul coachului în acest context ar fi să îi ajute pe membrii grupului să își tragă cât mai multă valoare din interacțiunile și conversațiile și să facă un design de interacțiuni care să-i ajute. Să facă un design foarte bun și să faciliteze foarte bine, practic, toate aceste conversații, să asigure că e creată cât mai multă valoare. Și la team coaching
Știm, există multe variații pe ce înseamnă și ce nu înseamnă team coaching. Hai să dăm totuși una, cea de care ne simțim așa mai aproape. Am zis, coachingul unei echipe este pentru a-și atinge, depăși obiectivele comune pe care echipa le are, păstrând atenția atât pe performanța individuală, cât și pe interacțiunea dintre membrii echipei și performanța echipei. Așa am definit, așa ne-am apropiat, să zic, cel mai mult de varianta asta. Ți-aș propune să o luăm așa bucată cu bucată și să-i desprindem cele mai importante elemente, să zic, ale team coachingului, din nou întorcându-ne la utilitatea lor pentru liderii care își conduc echipele. Ce ar fi cel mai important pentru un lider să știe în postura asta de team coach, când își pune pălăria de team coach, sperăm să-și o pună cât mai mult. Uneori e util, când vrei să te apropii de clarificarea unui concept, să treci prin clarificarea opusului. Și am aplicat metoda asta în unele situații, s-a dovedit că funcționează, că e utilă. Adică, înainte să definim cum se face team coaching-ul bun, poate merită să trecem un pic prin cum nu se face, cum se face la prost în metodologia asta de care tot vorbim noi de la Six Team Condition. Există această, e definită noțiunea de unhelpful interventions, adică intervenții de team coaching care nu sunt folositoare. Și ele sunt definite prin intervenții de tip să spui echipei care e problema și cum să o rezolve. Ăsta e un loc în care ori de câte ori ca lider te afli și vrei performanță de la echipă, ar trebui să ți se ridice un semnal de alarmă, fie să-ți ridici tu, fie să-ți ridici altcineva. Îmi dau seama că pentru cultura noastră asta e foarte în răspăr, cum adică să nu le spui care e problema și cum să o rezolve, păi nu care, ești manager, care mai adică e treaba nu mea, da, care mai e treaba mea. Capcana cu o astfel de abordare, care a zice că la noi e mai degrabă by default, e mai degrabă reflexul, capcana cu a spune oamenilor frecvent, sistematic, care e problema în echipă și cum să o rezolve, e că mai degrabă, mai devreme decât mai târziu, oamenii o să înceteze să-și pună ei această întrebare, fie lor înșile, fie celor de lângă ei, bă, care e problema și cum să o rezolvăm, și o să te întrebe pe tine ca lider care e problema și cum să o rezolvăm. Asta s-ar putea la început să te bucure, pentru că e foarte scurt timpul de diagnoză și de rezolvare, dar pe măsură ce lucrurile avansează, o să te încurce din ce în ce mai tare, oamenii o să înceapă să devină și tu ca manager o să-i denumești, o să te plângi de chestia asta, că nu mai au inițiativă, că nu mai au responsabilitate, că nu le pasă, că nu interesează. Când de fapt ce vezi e doar rezultatul a ceea ce ai creat prin această abordare bine intenționată la început, de a semnala cât mai repede oamenilor ce problemă au în echipă și cum trebuie rezolvată cel mai bine. Beleaua cu astfel de abordare e că ai dreptate, adică vezi bine care e problema, vezi, de multe ori ca manager, mai ales dacă ești un bun specialist, vezi bine și soluția și e foarte complicat și mental și emoțional să nu o iei pe acolo. Poți să nu o iei pe acolo doar dacă înțelegi în mod corect consecințele pe care ți le creezi singur și care nu sunt deloc alea pe care ți le-ai dori. Odată ce asta e lămurit, că cea mai nefolositoare intervenție a unui manager, a unui lider e de tipul ăsta, să spun oamenilor care e problema și cum să o rezolve, de aici încolo se deschide teritoriul de team coaching. Atâta vreme cât sunt în filmul să spun oamenilor care e problema și cum să o rezolve, noțiunea team coaching n-are ce căuta, pentru că nu despre asta e vorba. Asta nu înseamnă că tu ca lider nu trebuie să spui niciodată care e problema și cum trebuie rezolvată. Nu aici suntem. Sunt situații care au nevoie de așa ceva, care cer așa ceva. Dar cu cât ele sunt mai rare, cu atât echipa are mai mult de câștigat. De aici încolo se deschid teritorii de intervenție care de obicei sunt cu întrebările înainte. Uh-huh. Adică team coaching-ul e practic o perfecționare continuă a calității întrebărilor cu care îți conduci oamenii. Am văzut, m-am bucurat să văd și la
Mariu Ștefan de la Autonom când a fost aici, după aia l-am mai citit și între timp în alt interviu pe care l-a dat, că pentru el asta e o preocupare, el conducând o companie ultra performantă, asta e o preocupare constantă, să-și conducă oamenii mai degrabă cu cele mai bune întrebări decât cu cele mai bune răspunsuri. Team coaching-ul aici e. Caută, așa cum spuneai, caută acele întrebări care deblochează în oameni soluții pe care de cele mai multe ori le aveau, dar nu erau puse în practică pentru că nu au primit întrebările corecte. La mine, aproape fără excepție, ori de câte ori am vorbit cu lideri, că fac și coaching executiv, one-to-one și coaching de echipă, și există, am avut clienți care își puneau problema asta, cum să rezolve echipa, să-i ajut eu, deci în conversația cu mine, să găsească ei cea mai bună soluție pentru echipă. Și ori de câte ori ziceam, da, ce-ar fi să întreb și pe ei și exploram un pic care sunt cele mai bune întrebări cu care să înceapă investigația asta. În 10 cazuri din 10, echipele au răspunsurile cele mai bune pentru ele. Dacă echipa n-are cel mai bun răspuns, înseamnă că întrebarea nu e suficient de bună. Înseamnă că mai trebuie încă să mai stau la întrebare până echipa are un răspuns de tipul ok, așa trebuie să facem, asta merită să încercăm acum. Așadar, ăsta e foarte, foarte pragmatic, dacă vrei, un fel în care eu mă uit cel puțin la subiectul ăsta al team coaching-ului. Și mai sunt două planuri care mi se par foarte importante. Unul este pe care l-am evocat deja un pic, al pattern-urilor, că e important ca lider să pot să mă desprind un pic din conținut, din miza subiectului și să mă uit un pic la felul în care ne raportăm la subiect. Adică un team coach bun nu are o relație cu subiectul, cu conținutul, ci să uită la relația pe care oamenii o au cu conținutul și relația pe care o au între ei. Iar al treilea element e unul care a apărut, cred, în episodul precedent și care mă frământă, trebuie să recunosc, pentru că îl văd și la studenți, îl văd și la clienți, îl văd și la mine. Ideea asta că învățarea e un proces separat de treabă. Da, și pe mine mă necășește, trebuie să recunosc. Că nu avem timp să învățăm în echipă, că avem treabă. Și e un pic straniu, dar dacă te gândești cum se întâmplă învățarea în sistemul de educație publică din România, nu prea e de ales. Da. Da. Nu mai știu dacă am povestit, nu cred că am povestit, că a fost între timp, sezonul precedent, un student de la noi, de la facultate, care a declarat că motivul pentru care a ales să vină la facultatea de antreprenoriat a fost pentru că finalmente a ajuns într-un loc în care nu mai trebuia să învețe. Aici nu mai trebuie să învețe, că e antreprenoriat, aici trebuie să facă lucruri. S-a prins repede că, da, s-a dominat că nu e așa. Că nu e cazul, dar îl înțeleg, adică mă doare propoziția asta, pe de altă parte o înțeleg. Dacă ești pus într-un parcurs de învățare care are nicio legătură cu viața ta, n-are nicio legătură cu ce-ți dorești, cu ce-ți trebuie, cu ce-ți place, normal că e o educație proastă făcută bine, nu? Normal că după 12 ani de zile ajungi să fii convins că viața ta e într-un loc cu treaba ta, cu scopurile tale, cu aspirațiile tale și învățarea e în alt loc. Dezvoltarea e cu altceva. Învățarea e în alt loc și cu cât mai puțin, cu atât mai bine, că mă încurcă în partea asta la altă. Adică team coaching-ul, în esență, e un proces de learning from action, adică varianta lui cea mai bună e să înveți din ceea ce ni se întâmplă în echipă în fiecare zi, doar că ne uităm la ceea ce ni se întâmplă cu un fel care extrage learning de acolo și nu doar încasează experiență după experiență după experiență, ci progresează de la o experiență la alta prin felul în care reușim să, cu întrebările potrivite, să generăm tipul de învățare de care avem nevoie împreună. Asta e ceva ce sper să la un moment dat să scăpăm de chestia asta. Acum cu învățământul privat, deși e încă la început, adică numeric vorbind, nu sunt foarte mulți copii și tineri în învățământul privat, totuși acolo această conexiune se face și copiii învață lucruri pe care le și aplică și care le sunt și utile și interesante, în așa fel încât să iasă din școală cu această convingere că a învăța face parte din felul de a fi,
Noțiunea asta occidentală de lifelong learning, adică dacă e ceva cu care merită să ieși din școală, merită să ieși cu un bun fel de a învăța orice, nu de a ști niște chestii ABC și astea sutile, dar trebuie să dobândești capacitatea de a învăța lucruri noi în orice fel de context te vei afla în viață. Team coaching vorbește despre mult despre cum învățăm în echipă, în echipa în care funcționăm, dar până nu le pui la un loc, e una dintre cele mai grele provocări pe care le am cu unii clienți, să așezăm chestiile astea în același loc, învățarea și treaba. Și să nu zicem, ok, avem două zile, ne întâlnim cu Raluca sau cu Cosmin și acum învățăm, nu facem treabă. Și noi care suntem puși pe treabă, e greu. De ce să învățăm dacă nu facem treabă? Nu, învățăm făcând treabă și învățăm ca să facem treabă. Adică, din ce în ce mai bine. Da. De asta ziceam și la început, team coaching is an act of leadership, pentru că e în responsabilitatea liderului să integreze feluri de a învăța, un fel de a învăța al echipei pe care echipa îl decide că e cel mai bun pentru ea, în aproape toate instanțele de acțiune ale echipei, de, în care oamenii își conduc, fie să conduc între ei, fie își conduc task-urile, fie își conduc interacțiunile cu stakeholderii externi. Am vorbit despre partea asta de foarte importantă de a ști să pui întrebări din ce în ce mai bune. Unde aș vrea poate un pic să ne aplecăm în continuare ar fi despre ascultare. Și ascultarea un pic mai, pe mai multe niveluri decât cea pe care liderul ar putea să o facă în întâlnirile de echipă pe care le are. Dincolo de ascultarea foarte exactă a cuvintelor spuse de către membrii echipei, tocmai pentru a surprinde ce spuneam mai devreme pattern-urile. Da, pattern-uri de comunicare, interacțiuni și așa mai departe. Îmi vine în minte, am avut o clientă care era extraordinar de bună la numi elefantul din cameră. Și ea era liderul echipei. Și de aia am ales să dau exemplul ăsta pentru că aici liderul este din nou foarte important. Dacă el are curajul necesar, bine, și gradul de atenție necesar cât să-l surprindă pe elefant și apoi curajul necesar să-l pună pe masă și să fie deschis la aproba sau nu, că poate să nu fie adevărat ce vede el sau ea, desigur, e esențial și e un act așa de leadership și de team coaching, după cum ziceam. Și m-am bucurat mult să văd că în realitate că se poate și ce efecte benefice are. Da, asta la trainingul din Finlanda de care povesteam în 2017 pe team coaching, ăsta era un instrument al lor pentru întâlniri pe care foloseau, se numea, mă știu dacă am vorbit de el într-un episod precedent, The Left Column, coloana din stânga. Nu, la finalul fiecarei întâlniri, fiecare membru trebuia să-și ia pe loc acolo în întâlnire, pe foaie de hârtie, împărțită în două și pe coloana din dreapta trebuia să scrie tot ce a spus, nu tot, adică nu transcripturi, dar ideile pe care le-a spus, ce a verbalizat și pe coloana din stânga ce ar fi vrut să spună, dar n-a spus. Și trebuia să scrie acolo ce cred că ar fi fost bine să zic, dar n-am zis. Și un fel de a progresa pentru echipă era, normal că atunci când te uiți, raporturile astea erau diferite la membrii, adică evaluare să te uiți la ambele părți și dacă îți mai trebuie o pagină la coloană în dreapta trebuie să interviu un pic, înseamnă că spui cam multe lucruri și dacă îți mai trebuie o pagină la coloană din stânga e alt tip de intervenție, dar ea zicea trebuie să avem un fel de proces și team coach-ul e responsabil de chestia asta, să avem un tip de proces care ușor, ușor să ne ducă la coloana din stânga goală. Pentru că cel mai mare obstacol pentru a pune în practică decizii bune luate într-o întâlnire de echipă sunt lucrurile rămase nespuse în întâlnire, în interacțiune, pentru că nu înseamnă că dacă nu le-am spus
după ce ești acolo, ele nu vor produce efecte în realitate. Și atunci trebuie să avem un fel de, cum ai zis, psychological safety, un fel de ascultare, un fel de participare, de verbalizare, care să ne permită ca la finalul întâlnirilor, după un număr de întâlniri și de procese de astea de echipă, să nu mai avem lucruri nespuse pe care la un moment dat am considerat că ar fi bine să le spunem și totuși nu le-am putut spune până la sfârșit. Eu am făcut exercițiul ăsta cu o echipă recent, un pic altfel, că era așa, nu se mai întâlniseră de ceva vreme și nu era o situație nasoală, o situație disfuncțională în echipă, erau from good to great, dar am simțit că în aparte din treaba noastră, e să interpretăm și non-verbalul, am simțit așa niște rezerve, niște rețineri, toate plecând din dorința de a păstra o armonie bună înțelegere și bună dispoziție acolo. Și am rugat să scrie fiecare pe un bilețel, pe un post-it, răspunsul la întrebarea asta, ce ar avea echipa asta nevoie să afle și să accepte. Uh-huh. Și să scrie un lucru pe un bilețel. Puteau să scrie mai multe bilețele și le-au pus într-un coș, anonim, așa, fiecare le-a scris și după aia luam unul câte unul și discutam. Apropo de elefant, era un fel de a numi elefantul, așa, și un pic mai safe și un pic mai fun. A fost foarte valoros, pentru că, deși lucrurile erau declarate ca mergând foarte bine, când am deschis bilețele, erau și lucruri care puteau fi făcute mai bine și de care echipa, pe care echipa avea un fel politicos și agreabil de a nu le auzi. Uh-huh. Apropo de capacitatea de ascultare, de a se face că lucrurile alea nu chiar contează, nu sunt așa importante. Când le-am pus între oameni, s-au dovedit că unele dintre ele chiar erau importante și aveau soluții. Adică, evident, când echipa a început să vorbească despre ele, a început să găsească soluții care să rezolve chestiile astea, care, când oamenii începeau să le frazeze, se schimbau un pic la față. Adică era clar că era o tensiune acolo conținută care nu fusese adresată și care producea, după cum descriau ei, efecte în interacțiune din echipă și din ale membrilor cu stakeholderi în afara echipei, din organizație. Foarte util unghiul ăsta de a săpa în ce nu e spus în echipă. Și poate chiar o întrebare simplă de obicei în team coaching e ce nu s-a spus și merită spus. Specific coachingului în general și în particular, desigur, în team coaching e partea asta de contractare a obiectivului. Ce mi se pare important în contractarea obiectivului cu de team coaching e ca echipa să fie on board cu acest proces și să-și dorească ea să atingă împreună obiectivul pe care și l-au propus împreună. Da, aici eu trebuie să zic că aici am dat rateurile cele mai mari până acum. Adică când ești doar managerul, nu? Când nu mi-au ieșit lucrurile, pe aici am ratat la contractare. Mi-aduc aminte că și în programul ăsta din UK, de 9 luni de zile, aici erau punctele cele mai, cum să zic așa, intense de discuții între noi. Pentru că o bună contractare e mai mult de jumătate dintr-un bun rezultat și nu e ușor de făcut. Adică pentru un team coach extern, capcana în care eu am fost cel puțin de mai multe ori, a fost să contractez bine cu liderul echipei, dar nu la fel de bine cu echipa. Uh-huh. Atunci am avut sincope pe drum. Sau chiar întreruperea programului. Pentru un lider de echipă, e mai, poate nu e la fel de dificil dintr-o perspectivă, pentru că nu e extern, dar poate fi dificil din altă perspectivă și anume această așteptare naturală, culturală, că el e acolo să zică cum se face treaba, să aibă răspunsuri, nu să aibă întrebări. E de asta că intrăm într-un proces în care o să vreau să mă uit și la procese și la pattern-uri și la lucrurile care nu sunt neapărat decizia X, decizia Y, suma X, suma Y, bugetul X, bugetul Y, poate să fie disconfortantă sau confuzantă pentru membri și atunci el are nevoie de consecvență și consistență. Mă, suntem în procesul ăsta, de asta facem asta, de asta ne întrebăm acum și deși arde un subiect, facem un, nu știu ce așa, un active experiment, facem un experiment scurt în care testăm interacțiunile și pattern-urile de echipă într-un subiect cu miză mai mică ca să vedem cum facem și după aia să aplicăm în ăsta cu miză mai mare. Adică poate să aibă tot felul de intervenții
care au mult mai multe șanse de succes dacă contractarea e bine făcută, dacă toată echipa e on board cu procesul și cu obiectivele și dacă face recontractare periodic. Adică, da, nu știu, asta la o lună, două luni, facem o evaluare a procesului, da, cum merge chestia asta, suntem bine, ce trebuie să facem mai la stânga, mai la dreapta, ușor, ușor oamenii poate deprind și ei, mai ales dacă e un manager de manageri, adică de obicei la echipele de top management, o astfel de abordare poate să aibă efecte foarte puternice în sistem, pentru că e posibil ca și unul dintre manageri să înceapă să pe măsură ce învață și văd beneficiile, să facă asta în echipele pe care le conduc, dacă și ei conduc manageri, lucrurile se duc în organizație și se întorc înapoi sub formă de performanță. Dar bucata asta de contractare e esențială, am învățat-o in the hard way, pe propria piele. Te-ai dus un pic acum în ce ai spus mai devreme, în exteriorul echipei, ce se întâmplă în organizație și poate merită spus că un team coach bun, fie că e lider, fie nu, fie că e extern, fie că e membru al echipei, exact, că și membru pot face asta. Trebuie să aibă și unghiul ăsta al sistemului mare. Ce anume se întâmplă în sistemul mare care impactează lucrurile în sistemul mic și anume echipa noastră. Cum se văd lucrurile astea care transpar, care nu, care sunt barierele pe care ni le punem în interiorul echipei, tocmai pentru că în sistemul mare se întâmplă și le replicăm. Și trebuie să se uite la ele și să le conțină și să le discute. Și să le folosească ca instrument. Da. Asta e o altă axiomă care e foarte utilă în conducerea oamenilor, a echipelor, a organizațiilor, și anume că orice sistem face parte într-un sistem mai mare. O să mai vorbim la asta la Team of Teams, dar orice echipă e un sistem, automat ea face parte într-un sistem care la rândul lui face parte într-un sistem care face într-un alt. Pe care de team coaching, sistemul merită adus în conversație atunci când liderul, team coach-ul simte că asta ar ajuta. Adică dacă, nu știu, vorbim despre o decizie pe care să o luăm, la un moment dat liderul sau cineva poate zice, ok, hai să facem următorul experiment, sau ce mai aici a pus ca unul ăsta gol, clientul. Clientul, da. Ce părere avea clientul despre ce decidem noi acum? E de adevăratele pentru el? Să putem să facem un roleplay sau putem pur și simplu să facem un tur de masă? Ce credem noi? Cum credem că s-ar vedea de la? Sau angajatul? Sau aducem departamentul suport. Sau departamentul suport. Da, sau care... cartierul general. Sau, da, adică exact. Pe cineva din sistem, pentru că orice decidem aici are un efect sistemic pe care evident că în mod poate implicit sau subconștient unii de la masă îl luăm în considerare. Dar luăm în considerare cum se vede de la noi, în felul nostru. Ideea că îl scoatem în explicit, în vizibil și îl agreăm cumva între noi poate să facă o diferență uriașă în felul în care decizia asta după aia are efectele pe care ne dorim când ia contact cu sistemul mai mare. Ar mai fi ceva, Cosmin, pe acest subiect al team coaching-ului care ne-a scăpat și care crezi că ar fi util unui manager să își conducă echipa în acest fel? Cred că poate e bine să mai punctăm o dată tensiunea asta, punctul ăsta de tensiune între proces și conținut? Nu între proces și conținut, cât între coaching de echipă și la individual. Aha, okay. Pentru că ele nu se exclud. Ele, ideal e să fie făcute împreună, doar că la noi există o debalansare către ăsta individual. Mulți manageri se simt mult mai confortabil având one-to-one-uri decât conducând echipa ca echipă, pentru că în culturile colectiviste asta tinde să fie un fel de presiune. Există presiunea asta pentru armonie, pace socială, oricum am defini-o, care face mai ușor să discutăm lucrurile mai delicate, mai complicate în one-to-one, că auzim frecvent chestia asta, hai să scoatem chestia asta, o vorbim noi doi să nu încurcăm echipa, când de fapt e pe dos. Adică încurcăm echipa dacă vorbim noi doi. Pentru că echipa... mă știu dacă dădeam definiția asta la un moment dat, că o echipă, definiția unei echipe performante, o echipă e atât de bună pe cât poate conține tensiuni din ce în ce mai mari. Și prin... că nu, dar o să o dăm la episodul cu conflictul. Da. O echipă e cu atât mai bună, mai performantă, cu cât poate conține tensiuni din ce în ce mai mari. Conține înseamnă că poate le poate semnala, poate vorbi despre ele și le poate găsi o rezolvare care nu e neapărat o
o rezolvare de tip X sau Y, ci o rezolvare de tip putem să continuăm cu ea. Da? Poate unele sunt rezolvabile, altele nu sunt rezolvabile, dar nu rămân ascunse, nu produc efecte nebănuite și invizibile până la momentul în care explodează. Din perspectiva asta, abordarea liderului în privința combinației între cât coaching fac one-to-one și cât coaching fac în echipă e foarte importantă și coachingul ăsta de echipă poate avea mai multe paliere, dar astea două sunt importante. Unul e legat de task, adică un coaching pe cum ne facem mai bine task-urile și treaba care avem de făcut, cum structurez task design, ce am mai vorbit în episodul respectiv, împreună cu echipa pentru ca să ne facem treaba cât mai bine, și un coaching de tip interpersonal, adică să fiu atent la calitatea relațiilor, la calitatea interacțiunilor și care sunt neutre de multe ori la conținut, la task, însă sunt foarte importante pentru că ele afectează orice conținut și orice task. E adevărat că asta are nevoie de un pic de antrenament, poate și de un pic de lecturi la început și după aia de un pic de training. E un fel de a conduce care, ca aproape orice alt fel de a conduce, are nevoie de un pic de antrenament. Avantajul e aici, cred, mare, că îl poți practica aproape oricând cu echipa, mai ales dacă ea îmbarcă pe procesul ăsta și ușor, ușor poate deveni un rol împărtășit. Adică nu e obligatoriu că numai liderul să facă team coaching, poate să facă orice membru. Orice membru poate simți la un moment dat ceva și poate pune o întrebare care deblochează lucrurile. Sau care ar fi bine să fie încurajat să o facă. Ar fi bine să fie încurajat să facă chestia asta și care înțeleg valoarea de a pune altfel de lupă pe felul în care ni se întâmplă lucrurile aici, mai ales când ele tind să se încingă și să consume resurse care par de la membrii ca fiind nenecesare. Bă, ne consumă foarte tare ieșind în întâlniri terminați sau avem iar intrăm între iar o să ne certăm, iar o să fie complicat, iar plecăm fără nicio decizie, toate exact. Lucrurile astea care macină echipele și care cu abordarea de team coaching au cele mai mari șanse să fie dezamorsate și puse la treabă pentru rezultatul dorit. Și atunci poate asta ar fi o concluzie bună a rezultatelor urmărite prin team coaching și mă gândesc fix așa cum ai zis, rezultatele urmărite ar trebui să fie legate de îmbunătățirea proceselor din echipă, îmbunătățirea relațiilor dintre membrii echipei și performanța echipei. Cred scopul că pe astea trei clar, da? Paliere da. E super important dacă obținem progres pe cele trei. Astea sunt motivațiile pentru care merită făcut team coaching și pentru care eu cred că team coaching e cea mai bună metodă. Bun, ne apropiem de final, Cosmin, al acestui episod. În episodul următor discutăm despre cum construim încrederea. În interiorul unei echipe și apoi ajungem și la conflict un pic mai târziu. Da, da. Vă mulțumim tare mult că ați fost cu noi și de data aceasta. Până data viitoare, la revedere! La revedere! Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică.